Începe aici, începe traseul de la izvor. Spre stâncile sărăcini. Poiana Sărăcini, prin stâncile Sărăcini, 2 ore. Și cam pe aici continuă traseul. De fapt, sunt 2 trasee într-unul. Ci că ar fi unul în dreapta spre ceva Poiana Fântinel. Și aici, pe la roșu, cred că spre stâncile Sărăcini. Chiar nu mă așteptam să fie așa frumos traseu. Fii atent ce fain. Un pic o să suflu mai profund. Și aici continuăm. Și asta e, prietenilor, dacă vreți să urcați de la Salard, de lângă izvor, aveți totuși un traseu fain care cred că merită să-l încercați. Aici o să fie fel de circuit. Acum trebuie să urc aici abrupt. Ah, să-mi trag aerul în piept. Mergem înapoi pe traseu. Ne oprim aici. Să urcăm până sus dacă tot am venit. Pornit. Ce verde tot. Prima stâncă. Fenomenal. O stâncă singură rătăcită. Ops, atenție, pericol de cădere. No, chiar că. Unde e belvederele, mai jos? La început am crezut că nu prea am ce filmat pe traseul ăsta. Și o să fie un video scurt. Mi-am înșelat că, uite, chiar sunt multe chestii de prins în imagini. Ăsta, da, privește. Wow, ce fain. Să fiu atent. No, cred că m-am rătăcit. Nu mai găsesc drumul. Hai să văd pe aici, oare se poate merge? Ba da, aici se poate merge mai bine. Hai cu culin pe aici. Uite că am găsit traseu. Până la urmă. O să, acolo e. E bine pe aici. Da, am fost pe vârf, am uitat să menționez. Între timp, așa viteza am avut pe traseu că am uitat să vă zic că ăla era vârful. Priveliștea de înainte, așa că acum continui. Aici am ieșit în prima poiană. Facem o pauză. Și acolo continuăm mai departe. Am luat la copac și continuăm prin poiană. În partea dreaptă. Continuă traseul. Sunt și urme din iarbă, se pare că mai fost cineva înainte. Sper că mă duc bine. Sper că nu m-a rătăcit. Am văzut un semnul la roșu. Sper că e direcția bună. Nu, e prima dată când viu pe traseul ăsta, așa că ce te aștepți? Sper că e bine aici. Pare o grămadă de copaci căzuți. Da. Ui, de cap. Acum dracul trec ăsta. Am aici a fost un punct de observație, construit în pădure, în al doilea război mondial. Sus pe munte, uite. Am crezut că e natural, dar n-are cum să fie care sârmă, bă. Traseul continuă tot după cazemata aia, prin aici, prin poiană. Încerc să documentez cât mai bine traseul, să fie mai ușor de găsit pentru cine vine pe el. Pentru prima dată. No, din poiana aia plăcută, să știți că nu găsesc niciun traseu mai departe. Mă întorc înapoi, să vedem dacă nu era în partea stângă, am luat-o în partea dreaptă. No, ieșirea până la urmă din poiană e direct înainte. Nu luați nici în dreapta, nici în stânga. Înainte! Înainte și puțin în stânga.
în iarba asta. Și aici să mai vedem cu cazemata din aia construită. Ia uite. Aici a fost linia frontul. Am ieșit din pădure, după coborârea abruptă, unde am căzut de câteva ori. Am intrat într-o nouă poiană, acolo în față, se vede semnul la roșu. Acum mă duc prin iarbă, vedem unde ies. Vor prin poiană, ajunge aici și traseul e în stânga complet, nu luat în altă direcție. Uite, acolo e ascuns pe un copac departe. Gata, s-a terminat traseul, aici e puntea de ieșire la asfalt.